se comportă de așa manieră, din punctul meu de vedere, sunt torționari în halate albe. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc din suflet, domnule Băzăvan, vă mulțumesc din suflet, domnule doctor. Rămânem pe poziție. News România va emite în continuare, pentru că, repet, noi am făcut o solicitare către CNA prin care arătam cu punct și virgulă, cum am spune, că acest post mai are de emis încă un an. Pentru că în perioada de 9 ani, în care am fi avut dreptul să emitem câștigat prin licență, am fost întrerupți abuziv tot de CNA, pe motiv că acest post mai trebuie să funcționeze. Ei, într-o soluție definitivă și irevocabilă, acest post a câștigat, așadar am avea dreptul să funcționăm încă un an de aici încolo. Am făcut notificare către CNA, vom vedea răspunsul de la ei, vom rămâne în continuare pentru a vă informa corect și vă vom ține la curent cu evenimentele cele mai... Iată că în acest studio oameni de toate specialitățile vin să ne edifice cu privire la informații pe care presa mainstream și guvernul României nu vrea să le aflăm. Vom rămâne aici, ne vedem și luni la aceeași oră. Vă mulțumesc mult pentru atenție, la revedere! De ceea ce le era frică nu au scăpat, polițiștii s-au trezit acum că sunt obligați să plătească din propriile buzunare pentru amenzile aplicate în Victoria. Acesta ar fi primul. Edupedu.ro a scris despre întâlnirea de luni de la guvern, iar temele s-ar fi dorit abordate conform planului inițiat erau 10. Bun găsit, dragi telespectatori, o nouă seară la News România, o seară de foc, mai avem câteva zile și trebuie să închidem acest post. Aproximativ 3-4 sâmbătă post să nu mai emită, din cauză și nu datorită, din cauza faptului că CNA a decis cu abuz de putere, spunem noi, și discreționar, neavând nicio probă, pentru că situația de fond și de formă a fost îndeplinită, cerințele de fond și de formă ale legii au fost îndeplinite, dar aceștia menționez și subliniez, au spus că odată la 9 ani pot să decidă după bunul său plac, chiar așa s-au exprimat, interpretând greșit legea și spunând că legiuitorul ar fi putut vreodată, auzi și dumneavoastră, ar fi putut vreodată legiuitorul să lasă la atitudinea subiectivă a cuiva să prelungească sau nu o autorizație, un permis de conduce, după părerea sau bunul plac al unor funcționari. Așadar, în această seară vom discuta ridicarea licenței News România, ridicarea abuzivă, protestul care a avut loc acolo, afirmațiile pe care le-au făcut, revoltătoarele afirmații pe care le-au făcut membrii CNA, chiar în ședința CNA, și veți vedea că nu doar atât. Vom discuta despre cum au ajuns acești membri CNA în interiorul CNA-ului, cine sunt ei, de fapt, și cine au fost acești oameni, ca să vedem cine conduce această țară și cine a condus dezinformarea pe timpul pandemiei și cine ne ține sub opresiune, cine interzice imaginile și informațiile autentice în defavoarea celor plătite. O să vedeți imagini înfiorătoare. Am să vă prezint întâi invitații și apoi o să vedeți un documentar, cum zic eu,
rar va fi întâlnit, dar vom continua și mâine seară, pentru că membrii CNA-s mulți, sunt 11, o să vedeți. Așadar, în această seară îi am invitat alături de mine pe colegul meu, Ovidiu Zara. Bună seara, Ovidiu! Bună seara! Tot lângă noi în studio este doamna Marina Ioana Alexandru, avocat. Bună seara, doamna avocat! Doamne ajută, bună seara! Un avocat, aș spune eu, destul de vizibil în această perioadă tristă și grea pentru români, care nu de puține ori a fost alături de oamenii din stradă, alături de voi, alături de doamna Hagima, ați văzut-o la Pitești, susținând acțiuni, de ce nu pro bono, pentru noi, pentru cei de acasă, care ar trebui să aflăm adevărul, care ar trebui să fim liberi conform Constituției și nu forțați sau determinați de o instituție sau de un individ să facem alegeri în necunoștință de cauză, dacă toți suntem în era în care s-a discutat că consimțământul ar trebui să fie unul informat. Evident că nu cred că publicul a fost informat în ultima perioadă și că a putut să-și dea vreun consimțământ, dacă e să ne referim, omul care era vaccinat în mașină, așa, cu umărul pe geam, da? Consimțământ informat n-avea cum să fie acela. Îl avem lângă noi în această seară și pe teologul Valentin Guia. Bună seara, domnule Valentin Guia, ne auziți? Doamne ajută, de la Cunătina, doamne ajută la toată lumea. Nu întâmplător l-am ales și pe domnul Valentin Guia, teologul, aș spune eu, teologul patriot, teologul românilor, care într-o perioadă așa de grea și-a exprimat părerea destul de fermă cu privire la lucrurile care par a sta într-o cu totul și cu toată altă manieră decât cea în care noi ne-am născut, cea firească, cea logică. Și o să vedeți de ce. Pentru că unul din membrii CNA afirmă că copilul încă de la 5 ani trebuie să-și cunoască goliciunea, este sfințit dacă își vede părintele gol, și o să vedem cu ce se ocupa acest membru CNA. Dar înainte de asta, ca să încep discuția, având o doamnă în platou, să încep discuția cu doamna Marina Ioana Alexandru, am să rog regia să dăm filmulețul cu afirmația de ieri a domnului Toma, membru CNA. Și o să vedeți cât de revoltător la decizia de ridicare licenței acestui post, la întrebarea pe care, în calitate de reprezentant al postului, i-am pus-o cu avocații lângă noi, cu domnul Ovidiu Zara, o să vedeți ce ne-a răspuns. Vă rog regia, materialul cu domnul Toma și răspunsul său din cadrul CNA. 240.000, anul trecut, pe vremea asta, erau 240.000 de cercetări care confirmau eficiența limitată, atâta cât erau, a intervențiilor. Nu intrăm în asta, față de alte 20-30 de studii care, în schimb, erau foarte citate de niște oameni. Deci, atâta vreau să spun. Este vorba despre încurajarea unor comportamente suicidare pe care m-am combătut. Care, dumneavoastră ați menționat acum, a spus că au fost 200 de studii care confirmau eficiența acestui vaccin. 2 milioane de studii care susțineau că vaccinul este ok și au fost câteva zeci care contraziceau. Noi suntem presă. Întrebarea mea de la către dumneavoastră este: și noi ce să facem? Să le ascundem pe cele 20? Să nu le dăm? Răspundeți-mi. Da. Răspundeți-mi. Da. Răspundeți-mi. Da. Răspundeți-mi. Da. Numai secundă. Ați auzit, dragi telespectatori, ați auzit, dragi invitați, ce spune un membru CNA, că dacă există 20 de studii care spun că vaccinul nu este bun, noi ar trebui să le ascundem sub preș.